La sediul organizației PSD Roman, sâmbătă 8 noiembrie, a avut loc conferința de presă în care a fost anunțată intrarea în cursa electorală pentru alegerile locale parțiale din 11 iunie a candidatului social-democrat Marius Neculai. Alături de acesta au fost senatorul Dan Manoliu, președintele PSD Roman, și Ionel Arsene, președintele PSD Neamț. Dan Manoliu a anunțat faptul că decizia ca Marius Neculai să intre în cursa electorală a fost luată și aprobată de toate structurile partidului, așa cum cere statutul. Așa cum am afirmat de atâtea ori, de câte ori m-ați întrebat, candidatul a parcurs tot ceea ce înseamnă treptele impuse de statut, a fost confirmat, este membru a biroului și în același timp este și președinte executiv a organizației Roman prin votul unanim a membrilor biroului. Candidatul este domnul Marius Neculai, îl știți, un om tânăr, om de afaceri, parlamentar cu experiență. Fostul deputat a decis că a sosit momentul de a reintra în politică, motivat fiind de încrederea celor din jur că va reuși să continue modernizarea Romanului. Bună ziua tuturor! Profit de faptul că începe săptămâna mare și vreau să adresez în primul rând sărbători fericite tuturor romașcanilor, tuturor acelora care poartă credința în suflet. Mă numesc Marius Neculai, mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți și mă aflu astăzi aici pentru a afirma un puternic angajament și anume acela de a fi candidat și câștigător din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al municipiului Roman. Fostul deputat de Roman în mandatul 2008-2012 a reamintit contribuția sa la modernizarea Romanului și sprijinul dat în proiecte spitalului, școlilor, grădinițelor, bisericilor și chiar la implementarea unor proiecte ca microhidrocentrala. Dacă vă aduceți aminte și cred că putem rememora, ne putem referi aici la spital, la școli, la grădinițe, la biserici, parcuri, muzee și de ce nu la investiții în infrastructură, microhidrocentrala, baze sportive și licee. În toate aceste proiecte eu am încercat să-mi aduc aportul, iar romașcanii au simțit prezența mea în acel moment, au simțit că depun eforturi alături de administrația locală pentru a schimba în bine fața acestui oraș. Din alt punct de vedere, eu vin în acest moment din rândul oamenilor de afaceri. Cunoașteți cu toții că astăzi a fi om de afaceri nu este simplu deloc. Este o adevărată provocare și e cu adevărat dificil să-ți menții afacerea, să reușești să crezi și să menții niște locuri de muncă. Fostul deputat Marius Neculai a ținut să atragă atenția asupra faptului că decizia sa de a candida vine doar din dorința de a face ceva pentru orașul natal și nu dintr-o revanșă față de fostul primar Laurențiu Leureanu, care nu l-a mai sprijinit să candideze pentru un mandat de deputat, făcându-i loc Elenei Udrea, sprijinită la momentul respectiv de ex-președintele Traian Băsescu. Acela a fost, de fapt, momentul în care Marius Neculai a și decis să se retragă din politică. Am luat această decizie nu pentru a candida împotriva unei persoane anume, mi-am dorit să candidez acum pentru că acesta a fost momentul în care am simțit că în jurul meu se acumulează mai multă încredere. Beneficiez de această încredere și din partea partidului și din partea prietenilor și din partea romașcanilor cu care mă întâlnesc întâmplător pe stradă. Nu mi-am dorit să candidez pentru a-mi oferi șansa unei revanșe. Eu cu domnul Laurențiu Leureanu am făcut echipă la un moment dat. Mai mult decât atât, mi-a fost profesor de matematică și informatică în liceu și cred că a fost un gest suficient de elegant să evit, măcar atunci când este posibil, o confruntare de acest gen. Eu îmi doresc ca împreună cu domnul Leureanu să am din nou ocazia să fac echipă. De data aceasta, cred că este o oportunitate pentru mine. Chiar și cu actualul viceprimar, cred că sunt în relații foarte bune și cu dumnealui putem colabora și cu dumnealui putem face echipă. Președintele PSD Neamț Ionel Arsene a anunțat decizia de a-l sprijini pe Marius Neculai în toate proiectele pe care acesta va decide să le implementeze în Roman. Am încredere că Romanul, împreună cu primarul Marius Neculai, va
face pași înainte, Romanul se va moderniza, iar eu, în calitatea mea de președinte al Consiliului Județean Neamț, vă asigur de tot sprijinul Consiliului Județean Neamț, vă asigur de sprijinul Guvernului României, pentru că atunci când vrei să faci proiecte mărețe, ai nevoie de finanțare și eu cred că după primii 3 ani de mandat de primar ai domnului Neculae, în Roman nu vor mai exista străzi fără apă, canal și asfalt. Eu cred că putem să facem împreună proiecte de infrastructură serioase pentru municipiul Roman. Vom avea o discuție după Paști și domnul Marius Neculae va veni cu o propunere de proiect pentru Romașcan, pentru marea familie romașcană. Candidatul PSD la primăria Roman a ținut să reamintească relațiile sale deosebit de bune cu primarul interimar Lucian Micu și a ținut să spună că în cazul în care romașcanii îi vor da lui votul la alegerile parțiale din 11 iunie, acesta își va păstra funcția de viceprimar, putând face echipă în folosul romanului și al romașcanilor. Marius Neculae nu a văzut niciun impediment în faptul că PSD-ul are doar 6 voturi în Consiliul Local, în timp ce PNL-ul are 14, adică majoritatea, apreciind că proiectele bune pentru Roman vor fi sprijinite de către toți consilierii, indiferent de partidul din care fac parte.